În acest an, baza patrologistică Transilvania din Dej împlinește 10 ani de la înființare. Cu acest prilej, unitatea militară din oraș a organizat Cupa Presei la Tir. La acest turneu au participat jurnaliștii acreditați din Dej și Gherla. Astfel, numai puțin de 16 jurnaliști reprezentând unitățile media din zona au participat miercuri 3 octombrie la un exercițiu de tir supervizat de către cadrele militare de la unitatea din Dej. Exercițiul a constat din două probe, tras la țintă cu pistolul și tras la țintă cu pistolul mitralieră. Concursul s-a desfășurat în poligonul militar de tragere, iar participanții au dat dovadă pe lângă entuziasm și de profesionalism. Cu o zi înainte însă, jurnaliștii au participat la un instructaj privind folosirea armelor de foc. Aici, jurnaliștii au îmbrăcat pentru prima dată o vestă anti-glon și o cască de protecție, echipament pe care l-au purtat pe tot parcursul turneului de miercuri. Chiar dacă atmosfera a fost una serioasă, cei 16 participanți la acest exercițiu au reușit să întrețină atmosfera bună din poligon și au rămas cu o amintire de neuitat. Pentru cei care au pus pentru prima dată mâna pe un pistol sau pe un pistol mitralieră, emoțiile au fost însă mult mai mari, dar s-au risipit odată cu apăsarea trăgaciului. Participanții au fost împărțiți în 4 serii, iar după fiecare tragere au mers să verifice punctajele obținute. Primul loc la Cupa Presei la Tir a fost ocupat de Dorin Cociș de la Radio Stil, care a obținut cel mai bun punctaj în probele disputate. Locul 2 a fost obținut de Daniel Deneș de la Radio Fir, în timp ce locul 3 a fost ocupat tot de un reprezentant de la Radio Stil și anume Mariana Reman. Astfel, după ce și-au arătat îndemânarea în folosirea armelor de foc, jurnaliștii Dejen și Gherlen au fost felicitați pentru participare de către comandantul bazei patrologistică Transilvania Ioan Mureșan, care le-a înmânat ziariștilor și diplome. Vă lăsăm în continuare să urmăriți imagini de la Cupa Presei la Tir, organizată de către baza patrologistică Transilvania Dej. Mulțumim cu acest prilej și organizatorilor! Observator! Da. Poligonul este liber de manevrare! Atenție, distribuiți muniția! Observatorii, pregătiți?
curs de... Adil, da, da. Cu așa bine miroase parcă-i de Revelion. Dar o timpere ceva? Să vede-o? Nu se vede nimic. Ce-a făcut și zoom pe timp, că nu știu la nicio gaură. Unde-i, Sforza? Rus! Înainte, Max! Capitanul Rus! Bun, prima serie, să vă văd. Acilia. Vă la degi, că vezi că vei înapoi. Deci, ce tot? Două lucruri vă mai explic. Da. Deci două lucruri vă mai explic. Arma veți trage din aceste locașuri. Da? Că ieri a zis că nu prea merge treaba. Vedeți? Uite, poți ia unul acolo, nu ți-a doi acolo, trei acolo, patru acolo. Fiecare dintre voi aveți de tras odată la ținta asta mică și după aia la aia mai îndepărtată. Vedeți fiecare? Fiecare poziție aveți de tras odată la ținta din dreapta mică și în stânga un pic aveți ținta îndepărtată. Nu trageți pe direcția altul trăgător, că îi se pun punctele lui. Deci ați pierdut concursul. Deci puteți trage tot la mic. Da. Până acum aveți o întrebare? Nu. Nu. Arma tot timpul în poligon. Arma tot timpul în poligon și faceți operațiunile exact cum le-am învățat și o să fie fiecare, la fiecare dintre noi un om. Totul se execută la comandă. Drept, înainte marș. Stai. Observator! Poligonul este liber de mai trage. Atenție, distribuiți muniția. Hai să-ți țină arma bine în urmă, să nu-i... ...dea înapoi. Da. Înainte marș. În locaș pentru luptă în picioare, încărcați. Fișule, crezi că unul are numărul de pe tot. Hai încoace, pe repede.
4 gata. 3-1. Gata. 1. Așteptați comanda, nu trageți-l. Dezasigurați. Foc. Asigurat? Foc! Aveți o din amintire de la această activitate, cât o diplomă de participare la toată lumea. După aia, cei care au câștigat locul 1, 2 și 3, da? Da, da, da. Doamnei Tomoiac, Alexandru Liana. Vă mulțumim pentru participare și felicitări. Doamnei Feie Daniela Răfimioara. S-a speriat cineva? Doamna... Eu de puștă. Puștă da, Max, doamna Maxim Irina Florentina. Doamna Popescu Ioana. Doamna Reman Ana Mariana. Doamna Rus Alexandru Magdalena. Biologie, da. Ca să nu, acum am văzut că să nu facem vreo... Dar asta nu-i vina mea. Domnul Maior aici primește...
bine să vă recunosc. Se acordă domnului Săvan Rareș Dobrean. Deneș, domnului Deneș Bogdan Daniel. Domnului Săftoi Gabriel Victor. Domnului Căucean Răzvan Daniel. Domnului Cociș Dorin. Domnului Georgiu Andrei. Domnului Sabo Ioan. Și domnului Grosu Florin Nicolae. Nu ultimul, dar probabil din ordine alfabetică sau cum e, așa? Domnului Prunean Alexandru Eugen. Locul 3. Doamnei Reman Ana Maria. Felicitări. Locul 2. Domnului Deneș Botean Daniel. Felicitări. Nu le spuneți. Locul 1. Domnului Pocis Dorin. Yeah!